Numele meu este Andrei Ștefan, sunt dezvoltatorul și acum project managerul Redutti.ro și FaceBrands.ro. În mod normal ar fi trebuit să începem cu metodele normale de promovare a anunțării de reduceri, dar pentru că timpul meu este foarte limitat în seara asta, vom începe cu metoda alternativă, și anume agregatoarele de reduceri. Redutti.ro adună în momentul acesta reducerile pe toate site-urile din România, sunt în jur de 140. Sunt zilnic 1600 de oferte active în toată țara, din care vreo 800 în București, vreo 500 pe național, vacanțe, produse, magazine online și restul pe țară, Cluj, Iași, Timișoara, etc. Ne-am lăudat și cu fanii de Facebook puțin, pentru că sunt destul de mulți comparat cu, cu categoria aceasta. Ce facem noi efectiv este să adunăm toate aceste reduceri, să le catalogăm pe categorii, subcategorii, orașe, zone, site-uri. Fiecare partener care face efectiv oferte are o pagină la noi, unde poate să primească review-uri de la utilizatori. Și bineînțeles, fiecare ofertă este verificată manual. Avem 3 persoane pe procesare de conținut și eliminăm, de exemplu, am avut situații neplăcute cu restaurante care au luat 10 review-uri, toate negative, toate ridicând aceleași probleme. În momentul acesta, oricare dintre cele 140 de site-uri ar negocia o ofertă cu un astfel de restaurant, nu ar apărea pe Redutti.ro. Este o mică protecție pe care o facem pentru utilizatorii noștri. Și practic există o protecție pentru toți cei care au... care ne protejăm noi utilizatorii de niște oferte care chiar n-ar trebui să fie listate. Dacă site-urile de reduceri au ofertele alea în portofoliu. Chiar dacă am fi plătiți să le promovăm. Adică preferăm să nu facem doi bani pe acele oferte și în schimb să nu generăm nemulțumire în piață. Pentru că să fim serioși, probabil și voi sunteți destul de... ați auzit lucruri negative despre piața asta, se întâmplă multe lucruri negative, dar, după părerea mea, pentru 30-40% din business chiar este un model foarte funcțional. Da. Cum funcționează tehnic Redutti.ro? Odată la 20 de minute, cei 140 de roboți se duc pe toate aceste site-uri și adună toate informațiile. Dacă se modifică o descriere, un titlu sau își dau seama că au greșit un preț, în maxim 20 de minute și pe Redutti.ro datele sunt corecte. Mai facem procesul complet, se compune din deduplicare, verificare, catalogare și afișare de oferte. Da. Dacă arhitectura site-urilor diferă, se schimbă, mai poți să iei date? Sigur, putem să, oricum primim o eroare extrem de rapidă și suntem foarte reactivi. Cred că asta ne și diferențiază și anume ce că... Ce costă eroare? O eroare. Păi, unele dintre site-uri ne oferă un XML, care în general nu se schimbă. Ați furnizat un serviciu? Nu, ei de fapt ne oferă un serviciu, dar toți cei 140 de roboți sunt personalizați. Ei sunt exact pe modelul site-ului și pe lângă asta... Ok, și dacă ai, să zic, 5 site-uri care schimbă structura, arhitectura, atunci cum mai iei date? Nu se întâmplă să se schimbe foarte mult site-urile, mai ales cele foarte stabilite. Ele știu că agregatoarele asta fac și anume le preiau conținutul și niciun manager de magazin de reduceri nu o să zică ia să-mi schimb eu butonul de preț, pentru că știe că poate câteva zile va rămâne fără trafic din agregatoare. Deci nu este un risc major. Dar se întâmplă și atunci când se întâmplă încep să ne curgă erori, cum că acolo nu am găsit un câmp numeric, acolo nu am găsit descriere. Sunt roboți foarte... Îmi par să te faci. Da. Dar ei sunt... dau fite. Nu ne putem da pe nimic. Cer scuze, încerc da. Să... Pentru a colabora cu un agregator și probabil că este la fel și la ceilalți doi concurenței mei, există două variante. Pe Redutti.ro, practic, ca să apară toate, nu putem să monetizăm pe toți jucătorii. Unii pur și simplu nu au sistem de afiliere. Și atunci listăm la început, și anume cu prioritate, ofertele de la site-urile care, cu care avem contract de afiliere. În momentul ăsta cam 70% din oferte sunt monetizate, adică avem efectiv afiliere pe ele. Restul de 30% sunt în primul rând oferte de la site-uri foarte mici și de la parteneri care sunt și în ceilalți 70% și în al doilea rând primesc foarte puțin trafic. Un site mic primește, dacă dai un next,
Un site mare poate să primească între 500 și 2000 de lead-uri pe zi, în timp ce unul mic primește de la noi sub 30 de lead-uri pe zi. Ăsta e motivul pentru care oricare dintre site-urile de reducere ar trebui să lucreze cu agregatoarele. Da, comisionul standard în piață este de 10%. Este un prag care convine în România atât site-urilor cât și agregatoarelor. Piața din România e puțin diferită față de Europa, și anume că niciun jucător nu are mai mult de 15% din piață. Fandil, Groupon, Zumzi, oricare dintre ei pornește de la 15% în jos, cumulat top 10 le face 80%, dar în esență sunt toți dependenți de cele trei agregatoare majore. Dacă e să fac un calcul de CPC, ar ieși undeva la 2 euro cenți. Asta o spun pe baza veniturilor facturate, încasate pe ultimele 12 luni și pe baza numărului de click-uri trimise, bineînțeles. Trebuie să menționăm că sunt utilizatorii aceștia sunt extrem de nișați. Adică ei știu exact de ce au intrat pe reducti.ro. Înainte să intre, ei chiar își scot cardul și sunt cu cardul în mână când intră. Ca și susținere pentru faptul că ei sunt nișați, poate știți, GSP-ul a dezvoltat un agregator, reduceri.gsp.ro, acum vreo 4 luni, dar datorită traficului extrem de generalist, încă n-au reușit să creeze un ecosistem cu adevărat funcțional. Utilizatorii sunt mulți, 250.000 de unici pe zi, dar nu reușesc să-i bage mindset-ul ăsta de cumpărător de vouchere, care e un mindset extrem de valoros. Aceasta este o afirmație care susține că 0,02 cenți pe click este un cost, poate eu nu să confirme comparat cu Google, Facebook și alte cele, un cost de nerefuzat, să zic așa. Da, ca și număr de lead-uri primise am menționat. Next. Da, cu siguranță nu cred că agregatorul ar trebui să fie singurul canal de promovare pentru un site. Din păcate, de pe la poziția 7 în jos în clasamentul veniturilor, nu prea se mai face nimic altceva. Nu se face Google, nu se face Facebook, nu se face absolut nimic. Fandilul, care este în top 2, top 3, e peste tot. Display, Google, Metro, Kiwi, tot. Exact, Facebook foarte mult. Groupon la fel, Best Deals la fel, Zumzi la fel. În schimb, exemplele se răresc de aici în jos. Practic, dacă ne-am bazat doar pe agregatoare, ca site-ul de reducere, dacă s-ar baza doar pe agregatoare, ar duce la o omogenizare a user base-ului fiecărui site și o relistare a unei oferte mișto ar fi complet inutilă. În momentul ăsta, dacă Fandil-ul face o ofertă cu Accessorize, mâine poate să facă și Groupon-ul fără nicio problemă, pentru că au user base-uri diferite, cu o suprapunere estimată la 20%. Dar dacă singurul canal de trafic ar fi cele trei agregatoare, ar fi inutil. Ăsta e motivul pentru care, când este posibil, e nevoie de o strategie completă. Voi aveți și o întrebare, cer scuze de întrerup acum, că știu că la sfârșit o să mai punem întrebări, dar acum te întrerup. Întrebarea e așa, ați avut, au venit firme la voi să vă spună, care nu sunt site-uri de reducere, au venit ele la voi și au zis, uite, aș vrea să am o ofertă foarte bună pentru o perioadă limitată, un fel de voucher pe care de reducere, da? Pe care, dar nu vreau să mă duc la Groupon, să nu mă duc la... Cu siguranță, saloanele și toate cele au ajuns să realizeze că site-ul de reduceri le ia un comision foarte mare și ele nu prea înțeleg de ce le ia acel comision. Nu înțeleg că poate Grouponul sau Fandilul și-au construit acea bază de date de 500.000, un milion, un milion jumate de oameni cu niște costuri enorme. Și atunci le spun Redutti, mi se întâmplă foarte des, Redutti, publică-ne tu pentru că oricum oamenii vin prin tine. Niciodată n-am făcut asta și niciodată nu o să o facem. Businessul nostru este un business de suport pentru site-urile de reduceri. Chiar zilele trecute a încercat un salon să-și facă chiar un XML de care vorbeam și să-și facă trei oferte
pe site-ul lui și să ne-a dat submit la formularul de reduceri, cum că uite, suntem un salon care avem secțiune de reduceri, ca și când ar fi un daily deal site integrat într-un salon. Bineînțeles că nu am listat o astfel de încercare și considerăm că trebuie să lucreze prin site-ul de reduceri. Site-ul de reduceri oferă și know-how pe crearea ofertei, pe calcularea ideală a prețului, le dau sfaturi despre managementul food traffic-ului. Deci nu sunt un element de sărit peste. Noi suntem un business online, ei sunt un business de sales, site-urile de reduceri. Da, în România, pentru cele câteva site-uri despre care vorbeam, care au o strategie completă, ponderea vânzărilor prin noi este undeva la 30%, poate 35%. În schimb, de pe la locul 7 în jos, 90% din vânzări se fac prin noi. Pentru un site de pe locul 12-13, care totuși are un volum de 30.000 de euro pe lună, suntem un fel de Google sau practic singurul loc pe unde sună sau ceva, dacă se schimbă o poziție sau ceva pe agregator, ei sunt extrem de dependenți. Ceea ce bineînțeles că nu este ideal ca business, dar sunt site-uri mici, firme de o persoană sau două și așa funcționează. Da. A, da. Noi pe lângă costul de 0,002 euro pe click, mai oferim și niște super servicii de statistici și o bază de date de parteneri. Serviciul de statistici e folosit zilnic de top 30 din piață, la modul refresh, să vedem ce au mai vândut ceilalți, să vedem ce am vândut noi. Dacă cineva pare că a adăugat niște vânzări artificiale, imediat reclamă prin e-mail că uite, ăștia trișează la vânzări. Deci este un sistem foarte mișto care se construiește peste toate datele pe care le adunăm de 14 luni încoace. Pe baza datelor de parteneri o avem de 5 luni de zile, am procesat retroactiv toate ofertele și în momentul ăsta avem totul la zi, fiecare salon cu cine a făcut oferte, fiecare site, câte contracte are semnate. Aici Grouponul pot să menționez că are contracte cât următoarele 3 la un loc. Deci Grouponul ca forță de vânzări este foarte bine poziționat. Acestea fi serviciile B2B. E publică? Nu, bineînțeles că nu. Statisticile sunt gratuite pentru partenerii cu care lucrăm și contracost pentru alte entități. Dacă este un investitor care vrea să ia pulsul pieței, poate să contracteze un abonament ca software as a service. Modulul de parteneri se adresează strict firmelor care au generat cel puțin, care au adus în piață ei, deci site-urile de reduceri care au adus în piață minim 100 de parteneri. Deci n-ar putea să cumpere serviciul de parteneri un site care trăiește doar prin parazitarea partenerilor aduși de alte site-uri. Sunt cam vehement pe treaba asta, dar chiar există site-uri care nu aduc valoare, ci doar dublează oferte. E slide-ul cu mulțumesc frumos. Hai, două secunde. Stau. Sunt întrebări pentru Andrei Ștefan? Da. Imediat. Barbați trebuie. Unul din slide-uri conținea un proces care ține că era un termen de duplicare, verificare. Dacă puteți detalia un pic ce înseamnă. De duplicare, de exemplu, sunt cel puțin două grupuri de câte două site-uri care își publică ofertele pe ambele. Negociază o ofertă și o publică pe ambele. N-are rost la noi să apară de două ori, apare o singură dată. Asta ar fi deduplicarea. Iar verificarea, verificăm efectiv partenerul, verificăm, cum spuneam, dacă vine de la un partener cu review-uri foarte negative, adică acolo unde chiar se poate afirma că este o mică țeapă, să zic așa. Verificăm că oferta are toate datele de contact. Se întâmplă să fie greșeli de genul termen de valabilitate greșite și în cazul ăsta ținem oferta în draft până în momentul în care contactăm site-ul. Suntem foarte conectați cu site-urile, le trimitem un mail în 10 minute, ne și răspund, rezolvă problema.
Cu genul ăsta de procese le facem. Și există un număr de review-uri negative care... Nu un număr specific. Prax sau nu, o chestie de analiză calitativă, practic, după ceva de analiză? Nu se foarte mult. Modulul de locuri l-am lansat, cred, de o lună jumătate, 15 ianuarie. Deci nu sunt foarte multe review-uri, dar la unele efectiv a ieșit în evidență, poate chiar cu 25 de review-uri negative la un anumit restaurant, că miroase a WC-ul, că nu știu ce, sunt saloane la care pilarea s-a lăsat cu arsuri de gradul 3. Deci genul ăsta de lucruri e ușor să le filtrăm. Nu e un număr, că la 5 e instant, pentru că vine concurența după aia și postează la salonul X așa, deci nu e un număr fix. E după care. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Cred că era o întrebare aici. Cum îți dai seama dacă concurența postează împotriva... Poți să aduc un plătesc simplu, 10 persoane care să posteze negativ despre un anumit restaurant de pe diferite rețele și astea. Dacă vinde pe IP-uri diferite, cu caligrafie diferită și totul exact diferit, va fi o provocare. Din fericire, în momentul ăsta n-au intrat în atenția noastră foarte multe, foarte multe. Cred că sunt 3 parteneri pe care îi eliminăm în momentul ăsta. Nu vreau să îi specific, dar sunt 3. Și despre ăștia chiar suntem siguri că e așa. Mi se pare foarte dificil. Adică... Plus că avem, deci fiecare review este conectat cu utilizatorul, bineînțeles. Și okay, dacă am un utilizator care e membru din martie 2011 și a spus el, și văd și că de-a lungul timpului chiar a folosit site-ul, dacă el spune că salonul ăla e așa, eu cred, nu poți să-ți faci acum 10 conturi să vii cu 10 conturi. Cred că e o regulă bună. Dar n-am ajuns la volumul ăla încă. Am și eu o întrebare pentru public, dacă e dispus să-mi răspundă. Care este atitudinea voastră generală despre piața de reduceri, despre piața de daily deal-uri din România și din lume? Ce să zic, dacă vrei, e o modalitate de a... Dacă vrei să spun ce mi-a spus un client, care i-am propus într-un plan de marketing să apară pe un site de... pe mai multe site-uri de genul ăsta, mi-a zis că nu îi se pare normal și nu poate să facă lucrul ăsta, să vândă la prețul concurenței pe site-ul respectiv, adică cu 70% mai mic sub piață, pentru că nu îi se pare normal și nu, a zis, dacă e să spun cu cuvintele lui, simte că se prostituează într-o lucru. Îi se pare normal să dea 50.000 de euro pe o campanie TV? Pentru aceeași expunere? Ok, de acord, am încercat să expun faptul acesta, dar el ia decizia pentru firma lui. Oricum, audiența noastră probabil este una mai tehnică sau mai online, specialiști online, ideal, și de asta, în general, în online există așa un feeling că ar fi un domeniu rău famat și la asta lucrez acum, să trebuie oamenii să-l accepte ca un model de business extrem de mișto pentru niște servicii specifice. Pentru un salon, pentru un restaurant, să faci un deal cu un site mare, poate fi o promovare extrem de ieftină, extrem de mișto. Asta. Eu văd ca o modalitate bună de a găsi ceva și pentru cumpărător și pentru cel care vrea să vândă. Acum, la chestie să fiu puțin imparțial, mă gândesc că totuși cel care vinde, parcă e și puțin constrâns de a vinde acolo. Că totuși nu e un pariu bun să vinzi de cu 40% mai ieftin sau 50%. Să fie realist, dacă ai clienți, nu vinzi atât. Orice business are happy hour-uri în care e gol și el tot plătește salariile. Și niciodată nu ai destui clienți, zic eu. Poate dacă ești carul cu bere, e fals, dar în rest, cred că dar unul de clienți noi. Da, și dacă te pricep să-i fidelizezi, repet, e un model de business foarte mișto. Din perspectiva de client, sunt foarte mulțumit de aceste site-uri. Pot să spun că la un moment dat la conferință vorbim cu Marius Ghenea și spunea că el crede că pe termen lung site-urile acestea nu pot să aibă succes pentru că sunt 3 jucători, clientul, vânzătorul și site-urile de reduceri și el spune că dacă din aceste 3, din acești 3 pioni, unul pierde constant, pe termen lung nu e un model de business. Știi care e singurul care câștigă reduții?
Nu e adevărat că Revit câștigă. Eu cred că câștigă toți cei trei implicați, dar repet, modelul ăsta de business nu este ideal pentru turism, nu este ideal pentru produse, e ideal acolo unde marginea business-ului este mare. Acolo unde el poate să taie 75% și în continuare să meargă pe zero, după din cei 75% din oamenii veniți, dacă fidelizează 20%, toți sunt niște clienți noi, recurenți, ideali. Problema este că multe dintre site-uri, poate 90%, nu știu să învețe afacerile locale să creeze recurență. La un salon, personal am fost, bineînțeles, ca să testez această piață, la un salon de masaj m-au primit, m-au masat, m-au dat afară, la alt salon de masaj m-au primit, mi-au pus în mână un abonament pe 6 luni cu un discount mai mic, mi-au spus că abia așteaptă să mă revadă, toate alea, și m-au masat și m-au dat afară. Deci este, există niște mici finețuri prin care chiar crești rata de recurență. Dar nu crezi că totuși se generează un mindset în rândul cumpărătorilor de genul că, uite, săptămâna asta am nevoie să mă tund, găsesc o ofertă, săptămâna viitoare, nu știu, ai nevoie de un masaj, găsesc o ofertă și face ca... Practic, știind că mereu e disponibil la o epilare, de ce să te mai epilezi pentru toți banii? Da, pentru că sunt foarte cu siguranță sunt astfel de oameni. Am un exemplu de utilizator extrem de fidel, care m-a șocat cu un exemplu foarte mișto. Era o campanie pizza plus bere la 4 lei, dar cu cardul maestru era un singur leu. Era o promoție maestru. Deci cu un leu primeai o pizza și o bere. Ce-a făcut omul? A luat 20 de vouchere și și-a ținut ziua de naștere în acest parc cu 20 de lei, 20 de persoane. Deci omul m-a impresionat. Ce spui tu, asta este unul din dezavantajele existenței agregatoarelor și de asta unele site-uri ne iubesc, dar puțin ne și urăsc. Pentru că, într-adevăr, intri pe Redulti la orice oră din zi și din noapte și ai epilare, ai vacanță, ai restaurant, ai tot. Cred că dacă un hairstylist își face treaba extraordinar de bine și intră în raport NLP cu consumatorul, poate că îl va fideliza, știi? Da, exact. Cât mai umbli de la Clotaprojector la Victoria? Da. De multe ori business-urile gândesc că, aoleu, păi deja i-am dat reducere 75%, vin ăsta acum și îmi stă o oră, nu știu ce servicii îmi cere și nici nu-mi dă niciun ban. Deci, ei sunt cei care n-au înțeles să fie exact invers, și... să gândească pe termen lung. Ei sunt cei care n-au înțeles, ceilalți sunt cei care poate vor face recurență și profit. Dar, bineînțeles, România nu este țara cu cele mai bune servicii în domeniu, deci lucrăm la asta, lucrăm. De asta avem secțiunea de locuri, de asta avem review-urile, de asta nu ne ascundem mizerile sub preș, le afișăm. Uite, vrei să voucher aici, citește review-urile și dacă chiar vrei, ia-le. Da. Nu-i minți, noi cel puțin. Modelul acesta de business este bine implementat în afară. Cum se comportă? Te întreb pentru că chiar nu știu și aș fi interesat. Că eu spun un exemplu concret. Am văzut un server care foarte se vindea acolo la 2000 de euro, adică prețul de intrare pe poștă în România și magazine 3800. Adică magazinul respectiv îl cumpără cu 2000, vine tot cu 2000, ideea că acel cumpărător poate mai cumpără și un viitor. Dar nu știu în afară cât așa se face. Deci înțeleg că era un voucher cu un server la 2000 de lei. Da, ceva. În primul rând, nu cred că se adresează piața unui astfel de sector, adică piața nu e pentru produse, tot ce sunt produse sunt niște... forțează multe limite pe toate părțile. Odată nu e pentru produs și, în al doilea rând, cu siguranță sunt foarte multe oferte, inclusiv cele de muleu în general, care sunt făcute pentru a abona utilizatorului. E o practică des întâlnită să faci o ofertă cu șaorma la muleu, mai pui tu ca site încă 3 lei, deci costul total al șaormei, șaormiscul și a 4 lei, dar tu vinzi din șaormele aia 3000 de bucăți și fiecare vânzare înseamnă un abonat. Deci, practic, cumperi abonatul cu 3 lei, cât ai subvenționat tu la șaormă. Și cu o pizza și cu un server din ăsta, deși mă îndoiesc că era același scop, poți să faci la fel. Da. Ai
practic freemium, dar mai e... Oferta în sine este practic costul de costul de CPL este subvenționarea sau biletele la film cu care a venit și Fandil, cu care a venit și Vulping și care sunt venite, bineînțeles, din afară. Întrebarea ta era, de fapt, cum merge piața afară, nu? Exact. La fel, la noi? Sunt și produse, dar mai degrabă servicii. Serviciile sunt esențiale. Și, bineînțeles, turismul, în sensul în care nu sunt reduceri de 50%, ci poate de 5-10%. De asta mi se pare natural. Mm-hmm. Deci, reducerile de grup sunt, la urmă urmei, site-urile de reduceri sunt niște canale de distribuție. Dacă ai 1 milion de abonați, de ce să nu vinzi și niște Cipru cu 10% mai ieftin, știi? Deci se ajunge la a mușca și din piața turismului, se ajunge, se mușcă și din magazine online puțin, dar... La noi e puțin anormal. La noi nu am studiat atât de mult o piață din afară cât să pot compara, dar suntem foarte la început peste tot, zic. Adică eficiența unui discount apare oricum după 20% discount. Deci sub 20% deja e mai mult pentru decizia de achiziție în momentul achiziției decât pentru facilitarea unei reveniri. Știi? Adică e 20%, plus 20%, de acolo începe de fapt decizia bazată tot tocmai pe reducere. Acel procent atât de mare se realizează dintr-un preț corect sau dintr-un preț? Că sunt centru de cost diferite, că e centru de vânzări care are cost și centru de marketing. Și după două centri de cost, de asta ajunge să fie atât de mare discount, știi? Cursul are temerea standard, că unele site-uri mai întâi cresc prețul și a doua zi îl scad. Și pe EMAG a fost acuzat de treaba asta, că înainte de Black Friday a revenit la prețurile anterioare și apoi a venit la discount. Cred că se întâmplă chestia asta și nici noi, ca moderator, să zic, nu putem să verificăm cât era prețul alaltă ieri, ca să vedem dacă azi oferta e reală, dar pe servicii n-ai de ce să faci astfel de lucruri. Pe servicii e clar, costă un tuns 50 de lei, te tundem cu 25, masaj capilar inclus și dacă îți place, revii. Serviciile sunt în piață. Mulțumesc frumos! Mulțumim și noi!